Muzicanții din Bremen, de frații Grim. A fost odată un om și omul ăsta avea un măgar care de ani și ani tot cărase sărmanul la moară saci grei cu grăunțe. De la un timp pietului dobitoc îi se împuținase răputerile și nu mai era bun de nicio treabă. De aceea stăpânul lui se gândi într-una din zile că n-ar mai avea niciun rost să strice pe el bunătate de mâncare. Măgarul deja simți că nu-l așteaptă vremuri prea bune și fără să mai aștepte, își luă tălpășița spre orașul Bremen. Nu știu de unde venise gândul că acolo s-ar putea face muzicant al orașului. După ce merse el o bucată de vreme, iată că dădu peste un ogar care zăcea întins pe marginea drumului, răsuflând din greu de parcă ar fi făcut ocolul pământului. Ce gâfui așa mă apucă în colț!" îl întrebă măcarul. Vai de păcatele mele, răspunse câinele, sunt bătrân și slăbesc pe zi ce trece tot mai mult. Și pentru că la vânătoare nu mă mai dovedesc bun de nicio ispravă, stăpânul meu și-a pus în gând să-mi facă de petrecanie. Și, și atunci mai bine mi-am luat repede tălpășița. Dar vorba e, cu ce o să-mi câștig eu pâinea de aici înainte? Știi ceva, îi spuse măgarul. Eu mă duc la Bremen să mă fac muzican. Hai cu mine, că să o mai găsi și pentru domnia ta un loc în taraf. Eu o să cânt din laută, iar tu o să bați la toba mare. Câinelui plăcu propunerea. Cum era să nu-i placă și plecară împreună mai departe. merseră așa până ce întâlniră în drum o pisică și avea pisica asta o mutră jalnică, de parcă tot îi ningea și îi ploa. E, linge barbă, de ce mi ești așa de tristă? Cine ți-a stricat socotelile? Mă întrebă măgarul. Cui ar arde să fie vesel când i-a ajuns furnia la păr, răspunse pisica. Pentru că anii bătrâneții m-au cam adus de șale și mi s-au tocit colții. Și pentru că îmi place mai mult să mă tolănesc după cuptor și să torc decât să aleg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă nece. Am fugit eu de acasă la timp. Nu e vorba, dar stau să mă socotesc, încotro să apuc. Hai cu noi la bremen, că la serenade nu te întrece nimeni. Și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în taraful orașului. Pisica socotică sfatul ăsta nu-i rău deloc și se alătură celorlalți doi. Și-au tot mers cei trei fugari, au tot mers și trecând ei prin fața unei curți, au văzut cocoțat pe o poartă un cocoș care striga, Cucuricu! din toată puterea. Ce ți se întâmplă de strigi așa, măi, cocoșule?" îl întrebă măcarul. Asta împărăți odată, că urechile oamenilor." Dau și eu de veste că o să fie vreme frumoasă, dar la ce bun, spuse cu tristețe cocoșul. Mâine e că și ne vin oaspeți, dar stăpâna mea nu se mai arată milostivă față de mine. I-a spus bucătăresei că ar pofti să mă mănânce la masă, în ciorbă, așa că în seara asta o să mă scurteze de cap. Acum înțelegi de ce strig așa Stric și eu cât mai pot, cât mai sunt în viață. Păi bine, creastă roșie, să te necăjești matale pentru atât, îl doșeni măgarul. Hai mai bine cu noi la bremen, că oriunde ai merge ceva mai bun decât moartea, tot o să afli. Ai un glas care te unge și de te ai învoi să cântăm împreună? Nu asculta lumea cu gura căscată, zău așa. Cocoșul găsi că propunerea urecheatului e cât se poate de nimerită. Și toți patru o pornire la drum. Merseră ei cât merseră, dar cum nu putura ajunge la vremen într-o singură zi, se văzură siliți să nopteze într-o pădure. Măgarul și câinele își făcură culcușul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară în rămurișul bogat. Dar cocoșul nu prea fu mulțumit de culcuș și zbura mai sus până în vârful copacului, unde se simțea mai în adopost. Înainte de a apuca să adormă, își mai roti odată privirea în jur și deodată îi se păru că zărește în depărtare o luminiță. Atunci le strigă tovarășilor săi că nu prea departe de acolo trebuie să fie o casă cât se zărește o lumină. Hai să o întindem chiar acum într-acolo, spuse cu hotărâre măgarul, ca de postul ăsta nu prea e de noi. Câinele era la fel dezorit. Gândea că de ori găsi pe acolo ceva oase sau vreo bucățică de carne, iar pinte tare bine. Porniră despre locul unde se vedea luminița, și în curând o și văzură scânteind și mai puternic. Cu cât se apropiau mai tare, lumina se făcea tot mai mare. În cele din urmă, ajunseră la casa unor târhari, care era luminată ca ziua. Măgarul, care fiind cel mai înalt dintre ei, se apropie de fereastră și privi înăuntru. Ce vezi acolo, măi, urechilă?" îl întrebă cocoșul. Ce să văd? Apoi văd o masă încărcată cu mâncări și băuturi alese și niște trăhari care stau în jurul ei și se înfruptă de zor." A, așa ceva iar ar prinde bine și nouă," zice cocoșul. Mai pe vorbă, nu mai te am vedea în locul lor," spuse măgarul privind cum înfulecau fulecau tâlharii. Chipsuiră ei în ce chip ar putea să-i pună pe tâlhar pe goană și în cele din urmă găsiră ce avea de făcut. Măgarul își ridică picioarele dinainte și le propti pe marginea ferestrei. Câinele sări pe spinarea măgarului, pisica se cățără pe spatele câinelui, iar la urmă cocoșul își desfăcu aripile și zburând se așeză pe capul pisicii. Și așa cum erau orânduiți, ca la un semn, porniră cu tot să cânte, fiecare pe vocea lui. Măgarul rângea, câinele lătra, pisica meuna și cocoșul curiga. După ce făcură o cântare în toată regula, se năpustiră prin fereastră în odaie, dezângâniră toate ceamurile și se făcură țândări. De spaimă, târhare săriră în sus de ca niște apucați și crezând că niște stafi au năvărit în casă, fugiră îngroziți în pădure. Fiind înăuntru cei patru tovarăși, și-a la masă și luând fiecare din ce mai rămăsese, se îndopară de parcă i-ar fi așteptat un post de patru săptămâni. După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanți stinseră luminile și-și aleseră culcușul fiecare după pofta inimii. Și după cum era firea, măgarul se culcă pe un măltar de gunoi, câinele se făcu covric după ușă, pisica se tolăni pe cuptor lângă cenușa caldă, iar cocoșul se cocoță pe o grindă de sub tavan. Și cum veneau de la un drum lung și erau osteniți, adormiră repede. După ce trecu miezul nopții, târharii văzură de departe că în casă nu mai arde nicio lumină și că totul părea cufundat în tăcere. Atunci pătenii ale zise, mi se pare că ne-am cam speriat de pomană. S-ar cuveni să ne rușinăm că am fost așa de slab de inger. Și trimise pe unul de ai lor să cerceteze ce se mai întâmplă pe acasă. Iscoada nu desluși nimic care să-l pună pe gânduri, ca să apărea cufundată în cea mai de plină liniște și fără nicio grijă, intră în bucătărie și voi să prind o lumânare. Dând de ochii scânteietori ai pisicii, îi luă drept cărbunea prinși și se apropie de ei cu un băz de chibrit ca să-l aprindă. Pisica nu înțelese de glumă, îi sări în obraș și începură să zgârie și să scuipe. Tâlharul trase o spărietură zdravână și dădu să iasă afară prin ușa din dos. Dar nu scăpă cu una, cu două. Câinele, care sta lungit după ușă, se repezi la el și îl mușcă de picior. O lua atunci la goană prin curte și când trecu pe lângă măldarul de gunoi, îi arse măgarul o copită de văzut televers Iar cocoșul, trezit de hărmălaia de afară, început să strige în gura mare de pe grindă, Cucuricu! Cucuricu! Atunci tâlharul își luă picioarele în spinare și nu se mai opri decât în fața căpeteniei tâlharilor, căreia-i povesti toate grozavile prin care trecură. Vai de viața noastră! În casă s-a cuibărit o coțofană furisită care mi-a zgâriat tot obrazul cu niște gheare lușii ascuțite. Iar la ușă, cine crezi că stătea la ușă? Unul cu cuțitul pe care mi l am înfipt în picior. S-o coteam că am scăpat, da, ți-ai găsit să scape așa ușor. În o gradă, una milă neagră m-a pognit cu o măciucă, iar sus, cocoțat pe acoperiș, sta însuși judecătorul și tot striga, aduceți-mi în încoace pe tâlhar, aduceți-mi Dacă am văzut că așa stă treaba, am fugit de-mi sfârâiau călcâile. Din seara aceea, tâlharii n-au mai cutezat să se apropie de casă, iar cei patru muzicanți din Bremen s-au simțit atât de bine acolo că nu s-au mai îndurat să plece. Toate câte le-ați auzit, mi le-a spus și mie chiar adinea ori un prieten de-al meu, și cred că nu și-a răcit gura degeaba.